tracą, tracą. Stimați oaspeți, dragi colegi și elevi, întru tâi vă zic la toți bună ziua. Bună ziua! Și vă spun, fiți bineveniți în lăcașul acesta scump inimii fiecăruia dintre noi, lăcașul cunoștințelor. Ne-am adunat astăzi toți grămăjoare, cum se obișnuiește la neamul acesta al nostru, ca să sărbăm un triplu eveniment. 25 de ani de când ușile acestui local s-au deschis larg pentru a primi în sălile de studii copiii satului, dornici de a pătrunde în labirintele cunoștințelor. 35 de ani de când în satul nostru și-a început activitatea școala medie. Și ca la niște buni gospodari, după cum recomandă sfânta credință, din când în când lăcașul în care trăim, activăm, se sfințește pentru ca să nu se lipească de el niciun rău. Și același lucru îl vom face și noi astăzi și zic aceste triple evenimente le vom serba astăzi împreună. La manifestația de astăzi avem oaspeți scumpi, oaspeți mult așteptați și cu permisiunea dumneavoastră am să încerc să-i prezint pe dumnealor. Pe cel foarte care nu l-am observat, îmi cer dinainte scuze să nu se supere, dar prezenții am văzut deja aici, pe fostul absolvent al școlii noastre, profesor de limbă și literatură română, domnul Vasile Andrei. Păderașu. Domnul Cusmir, inspector curator la Direcția de Învățământ Județeană. Domnul Codeanu Victor Damian, șef al Direcției de Administrație și Finanțe. Agenții noștri economici care ne susțin în momentele grele și așteptăm mai des la noi o speție, domnul Negru Vasile Terente, domnul Coate Iulie Leonte, domnul Banu Vasile și prietenul nostru apropiat și des văzut la noi în școală, deci conducătorul ONG Terra, domnul Tudor. De ani, eu un pătrar de veac, de când am intrat în localul școlii. E mult asta, e puțin, ne spune înfățișarea pedagogilor, înfățișarea clădirii noastre, pedagogii deja au încărunțit, mult s-a uzat și clădirea școlii noastre, dar vreau să vă spun că în sufletele noastre mai pâlpâie totuși o bucurie, căci buna majoritate a discipolilor noștri ne-au îndreptățit încrederea și munca, speranțele și astăzi sunt oameni adevărați, zic în întregul înțeles al cuvântului. Cu adâncă durere venim astăzi să
ne amintim de acei colegi care astăzi nu sunt în mijlocul nostru, pe care timpul nemilos i-a răpit pentru vecie dintre noi. Aceștia sunt domnul Jivora Alexei, domnul Gonciarov Victor, Zaitsev Nicolae, Sârbu Pavel Dumitru, Timofeev Ion, Căcienco Maria Alexei, Pascan Volga Iacob, Olog Nina Ion, Cușnir Valentin Anton, Pascar Volga Iacob. În amintirea lor, propun să petrecem un minut de reculegere. Și acum, manifestația de astăzi o deschide, deci, domnul director Vasile Tofan, un scurt discurs. Dragi copii, părinți, pedagogi, oaspeți, într-adevăr, pentru statul Chirpeiești astăzi este o sărbătoare mare și pentru școala de Chirpeiești la fel. Deci ne-am întâlnit astăzi ca să sfințim acest lăcaș sfânt, ca să onorăm acele cifre, deci acele jubilei care au fost anunțate. Deci, la cei 25 de ani ai clădirii date, deci se mai adaugă încă 35 de ani, ai fost clădirea școlii, unde astăzi este grădiniță. Deci, marcarea acestor evenimente, vom începe cu o sfințire. Dar să mă înțelegeți corect și dumneavoastră sunteți mari și știți că învățământul în Chirpeiești s-a început nu cu aceste jubilei, cu începutul acestor jubilei, s-a început ceva mai înainte, 50-50 de ani, ceva mai înainte. Deci s-a început, la început, o școală așa simplă, o școală primară, cu clase de treapta 1 și treapta 2 și atât. Lecții se predau în limba rusă de un singur învățător. Ceva mai târziu, mărindu-se numărul de elevi școlarizați, s-au fost cu mărit numărul de clasă și lecții se petreceau deci până la clasa a patra. Prima școală a fost întemeiată în regiunea, în partea de est a satului Chirpeiești, în regiunea unde astăzi este, se află biserica. Deci ceva mai târziu, deci învățământul, treptat învățământul era așa, monoton, puțin dezvoltativ, așa era, erau atunci vremurile. Tocmai anul 38, deci a fost dată o școală mare, voluminoasă, frumoasă, care a fost construită de români, clădirea pentru școala din satul Chirpeiești, unde astăzi este spitalul. Dar mult această școală n-a reușit să funcționeze, deoarece urmele celui de-al doilea război mondial, deci a ruinat-o, au distrus-o. Copiii chircăișteni, la fel ca și toți ceilalți copii, au fost nevoiți să întrerupă învățământul. Deci, după război, a fost foamea, secetea și tocmai în anul 49, deci s-a întors înapoi la învățământ. Se făceau lecțiile, deci în trei clădiri, simultan. Deci, clădirea unde astăzi trăiește domnul Carauș, clădirea unde astăzi este biserica și încă trei case unde astăzi este calea ferată. Acolo a fost reconstruită fostă clădire a școlii unde astăzi este școală și învățământul a fost chiar o funcționare de transportare. Deci, domnul este 40 de ani, de acolo s-a ieșit la urmărul, a fost dată exploatare clădirea de altă sa clădirii, în care sunt făceau aceste două clădiri și clădirea clădirea spitalului de astăzi și clădirea clădirea. Deci, pe parcursul acestor ani,
A fost o muncă titanică pusă de tot pedagogii. Deci, în total, deci până la ziua de astăzi, au absolvit școala medie, deci școala medie, în jurul la 1900 ele. Olga Nicolae, Sfântul Grigori, Olga Volga, Cartoneco Roma, Sfântul Grigori, Ciobanu Gheorghe. Și la ziua de astăzi, vă mulțumim cu ajutorul oamenilor particulari. Și la ziua de astăzi, deci aș... Vi menținem, tot aici ne menținem propriile puteri noastre fizice. Deci, pe parcursul anilor au fost mulți pedagogi care și-au depus viața, care și-au dat sănătatea. O parte din ei s-au dus în viață, care au fost anunțați. O parte din ei la ziua de azi află la odihnă bine meritată, așa cum Pascarul Dumitru, Caracacean Maria, Bereuță Evdochia, Spânul Andrei, Spânul Natalia, Șeghiț Maria, Balan Evdochia, Carauș Andrei, Buga Nicolai, Râbu Zinovei, Calalb Alexandra, Lidar Elena, Guțan Sofia, Torgoțov Tatiana, Borisus Claudia. Deci vă aducem din partea tuturor întregului colectiv de elevi, întregului colectiv de pedagogi. Mulțumiri, aplicăciuni mari și vă spunem, vă mulțumim încă o dată de truda, de muncă pe depusă de noastră. Aduc mulțumiri mari. Deci de munca titanică depusă de pedagogii, care funcționează și la ziua de astăzi, cu toate că în aceste condiții de astăzi, economice sunt foarte, foarte deplorabile, dar totuși activăm, totuși funcționăm, școala funcționează. Cu frunze, în frunte cu Cărgăcean, Lupașco, Mereuță, care după aceea s-a transformat în diferite grupe, asociații agricole. Aduc mulțumiri brigăzii de construcție, care au făcut fasada școlii. Aduc mulțumire brigăzii de sudori care au montat gardul de metal. Aduc mulțumire brigăzii de construcții care au făcut acoperișul galeriei. Brigăzii de construcții care au reparat sala sportivă și sala festivă. Aduc mulțumire populației din Saș care au luat parte la reparația fântânii din fața școlii. Din luminițe, serate, întâlniri cu absolvenții, toamna aurii și așa mai departe. Aduc mulțumire asociațiilor agricole în frunte cu Negru Vasile, Lupașcu Tudor, Bereuță Vasile, Coadă Elie, Țaran Tamara. Aduc mulțumire și celul mai tânăr, spune sponsor, deci conducătorului organizației neguvernamentale Terra, domnul Tudor Șlaru. Permanent de susține la toate măsurile extrașcolare. Cu are, nu uite de elevi. Organizația elevii îi menționează cadouri scumpe, îi menționează că aceasta îi însuflețește pe elevi și sunt foarte, foarte activi. Efectivul de protejenție profesorii, de 40 de profesorii, 30 de profesorii, 30 de profesorii, deci avem ele, dacă vom compara, deci nu rămână în urmă ele școlii de Cherbești, față de ele altor sate. Deci trebuie să compara. 186 persoane cu studii medii specialitate și peste 2000 persoane cu studii medii. Asta tot este arată un lucru, un avantaj a școlii medii Cherbești, pe care noi putem să ne mândrim. Și tot la ziua de azi putem să numărăm peste 60 absolvenți care au îmbrățișat haina și poartă haina de pedagog. Este un succes al nostru, este bucuria noastră. Deci vă mulțumesc încă o dată la toți că ați venit la sărbătoarea de astăzi. Ne susțineți. Avem multe obiective care trebuie să le atingem, trebuie să le făptuim. Dacă să le atingem, trebuie să ne unim toți împreună. Școala, părinții, agenții economici, toți oaspeți care sunt și împreună cred că le vom făptui. Vă mulțumesc încă o dată și vă spun la toți bun venit! Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
slavă ție. Și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățești păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care este în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăție ta, facă-se voie ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce de pururea de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, cum suntem greșitelor noștri și nu începe nouă nispită și ne izbăvește de cel victorie. Tata este împărăția, putere și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, 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 Doamne
calc în picioare, tăcut mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veac. Mâhnit de Duhul în mine, inima mea încremită la untru meu, a adus mă aminte de zilele cel de demult. Cine Frate stăpână, de toate nevoi izbăvește pe cei ce se roagă ție. Sfântele scătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Împăraților, prorocilor și apostolilor și mucenicilor, tu ești laudă și folositoarea lumii, cu totul fără de prihană. Rog-mă pentru rugăciunile cei ce au născut ca un îndurat. Sfântele scătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Într-o tine mi-am pus nădejdele mele, născătoare de Dumnezeu, mântuiește-mă cu rugăciunile tale și-mi dă-mi iertare greșelilor. Sfântele scătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Rugăciunile robilor tăi rugăm ne-ntru tot cântat în stăpână ca să ne izbăvim de toată nevoia. Sfântele scătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, mântuiește-ne pe noi. Scoate din toată mânia cea viitoare pe robii tăi prea sfântă stăpână și de vățămarea sufletească și trupească. Sfântele scătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cine este care năzduiește la cu, fiind rugat de toți sfinții îndurate și de cetele cele de sus, curățăște-mă pe mie pentru cei ce au născut. Doamne, uriește, Iară, bucură-te năstrapa și candela cea cu totul de aura mărinte dumnezeiești și a luminerea să dumnezeiască. Sfinte născătoare de Dumnezeu, Sfinților Arhanghel și Înger, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciunile slăvitor, Arhanghel și Înger și ale șeitelor celor de sus, pe robii tăi, Mântuitorule, bine-i păzește. Sfinților,
În treime sfântă mântuiește sufletele noastre. Ce în vremile cele mai de preurmă negrăit ai să misi și ai născut pe zitorul tău vișoară, mântuiește pe cei ce te slăvesc spre tine. Ființă, strigând cu lacrimi ca și zezârnată, Doamne, miluiește-mă, cu curge plouă astăzi tristoase, izvor de teme. Prezența religiei este atestată în toate eforturile de dezvoltare a societății omenești, pe care știința istoriei le-a numit în funcție de specificul fiecăruia din ele. Deci, ceea ce a fost prezent ca un dat fundamental în conștiința omului și în viața popoarelor, nu poate să fie exclus astăzi din educație și din viața oamenilor. De la început de viața și istoria poporului. Acest element ajută decisive de școală. Adevărul e absolut de curcând pe cei de descoperire divine, ne contrazicând adevărul științii științifice, care poartă chiar și dincolo de precizia lor în conceptală înseamnare. Tu ce armele, oricât de satisfăcute ar fi ele și nici politica. Salvarea o poate aduce doar credința ortodoxă creștină care îl proiectează pe om cu neînțelegerile, cu certurile, viciile și patimile. Fie ca în școala aceasta să denuiască pacea, înțelegerea, stima, bunăstarea și mai întâi de toate credința. În inimile dumneavoastră să găsească să lași Harul Duhului Sfânt, ca să puteți deosebi binele de rău, păcatul de virtute. Făcând aceasta, vă veți asigura cu viață veșnică a sufletului în cer, în vecii vecilor. Amin. Acum o să începem să stropim foaie la școală, intrarea școlii, apoi prin clasele dumneavoastră, coridoare, o stropim cu aghiazmă, apă sfințită și o să ungem cu sfântul de lemn zidurile școlii pentru sfințire. Este unul din directorii școlii, domnul Pascal Dumitru Alexei, da? Da. Ați fost director în anii? 68-76. Bună ziua!
Aud ceva, aud ceva, întâlnesc și nu o să vede. Da. Se vede că o să ne... Vasile! Mă rog! Cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, se binecuvintează, sfințește locașul acesta, prin stropiri cu aceasta apă sfințită, Tatăl și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tu ești Domnul, e poporul tău, și binecuvintează moștenirea ta, biruiești, să binecuvintească celor creștini, asupra celor și Beta Bodeanu. Din Bârnagul nostru. Din Bârnagul. Sunt fericit că sunt aici cu voi. Asta e licită, eu și pierd. Văd mare. Reptat. Domnul mamă, reptat. Doamna Elena, vă rog, prezentați voastră. Mihai Josanu, fostul nostru elev, elevul numărul 1, un om cu inimă mare, săritor la nevoie, rezolva absolut toate problemele prezente în clasă și în școală. Îmi pare bine să vă mulțumim. Să te-am pregunit, sunt sănătoși, să mai veniți. În școală a fost mărună, acum în Republica e a doua.